Salutare, sunt Iranianu și bine v-am regăsit la un nou episod de pe OG Land România Roleplay pe RageMP. Astăzi avem un episod mai special. Este vorba de, precum scrie și probabil ați observat și din titlu, am obținut prima mea afacere pe acest server. O să vedeți în momentele următoare despre ce este vorba. Eu ce înregistrez acum este înregistrat ulterior după ce am făcut tot roleplay-ul cu afacerea. În continuare o să vă las pe voi să vedeți despre ce este vorba, toată discuția avută la prefectură și tot ce ar trebui să știți. Sper că vă place, noi o să ne revedem probabil tot în cursul zilei de astăzi cu un live mai de seară, așa că vizionare plăcută! Bună seara! Bună seara, bună seara! Dacă aveți cumva mașini, vă rog să le băgați în garaj, să vă trebuie în pauză. Am înțeles, sigur, sigur, imediat. Da, o să intru la seara, domnul Bestirea. Să trăiți, domnul Raul. Colegul dumneavoastră este? Da. Domnul Ken se numește colegul meu. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Sigur. Nu vă supărați, dar trebuia să venim câte doi? Nu, nu. Alo, frig aici. Vero. Vero, șef. Bună seara. Bună seara. Domnii din dreapta mea, din spate. Da, vă rog. Vă ascult să nu v-ați auzit pericul domnului. Exact. Numele meu este Tiranianu Daniel. Și... colegul meu, Ken, în dreapta mea. Mă numesc Ken Cosmin. Ne pare bine. Înțeleg că dumneavoastră a venit pentru afacere. Exact, pentru afacere am venit. În seara asta am insistat să venim pe aici, să spun așa, pentru că voiam să... Vă prezint și cum decurge o ședință, chiar dacă momentan nu avem de afacere, o să se întâmple după, ca să nu pierdem timp aici, să nu pierdem timpul ruților noastre. Înțeleg. Domnul Tiranian. Da, vă rog. Destul de emoționat, în același timp mă bucur că am reușit să ajung aici să vă văd pe toți. Și așteptăm informații noi, dacă va fi cazul. Sigur, suntem disponibili la oricât ar fi nevoie. Până în momentul de față am profesat jobul de mecanic, șofer de Bolt și pescar îl fac de plăcere. Cum să încep așa? În trecut am mai fost prin departamentul de poliție. Ulterior m-am axat pe scafandru minier. Momentan pe partea aceasta topez. Sperăm să o dezvoltăm cât mai mult din punctul meu de vedere și să fim
aici cu vești bune la dumneavoastră și nu cu vești rele. Da, aveți adunătură de oameni pe putem fi. Da, suntem patru colegi momentan care ne vom ocupa în principiu noi. Pentru că sunt subțiri veniți. Sigur că o să avem nevoie de angajați pentru că nu cred că o să facem față singuri și clar va fi nevoie să angajăm persoane mai. O să ne fie dificil din discuțiile pe care le-am auzit înainte cu toată lumea aici de față, dar sperăm să ne descurcăm. Și sunt sigur că dacă va fi cazul, ne vom descurca. Pentru închiriere, se percepe o taxă de $10,000 pe săptămână. În regulă. Asta poate fi plătit și în avans, nu este problemă. Dar, să știți, cred că sunt o taxă de $10,000 pentru închirierea afacerii. Am înțeles. Bun. Colegii noștri, adică prefecturii, colegii mei, consilierii, sau chiar eu, sau chiar domnul prefect, nu se știe, fiecare zi face o prezență. Din ce constă prezența asta? Între orele 8 și 23, adică 20 și 23, da. Poate venim să vedem afacere, sau, deci luăm toate afacerile la rând, nu putem să vedem o oră exactă. O să avem prezență. Venim la fiecare afacere și discutăm cu dumneavoastră dacă veți fi la afacere, dar aveți probleme. Și totodată o să facem un post cu toți angajați. O să vedem cât angajați aveți la momentul acela prezent. Am înțeles. Pentru că trebuie să fim o evidență, dacă nu am prezentat așa, nu știu să nu se întâmple, pentru că o să facem să meargă bine, să vă ocupați de ea. Să zic, vă zic așa mai pe scurt, dacă nu era dumneavoastră, nu optam pentru această afacere. Vă mulțumim frumos. Astăzi trimiți o afacere bună și chiar vreau să aveți prezentele la afacere. Cu siguranță, nu o să fie probleme, o să ne străduim pe cât putem de mult să o dezvoltăm cât mai mult, să avem angajați continuu și perseverență să fie acolo. Probabil că odată se va întâmpla să nu fie nimeni, sau să nu venim noi, sau așa mai departe, dar asta nu este problema. Să nu fie mai multe neprezente, neprezente, în cuvânt greșit, absențe la afacere, pentru că atunci va fi o problemă și trebuie să discutăm altfel. Ok, am înțeles. Aș vă juca să faceți afaceri legale la afacere. Nu se pune problema de așa ceva. Fiecare angajat la zona voastră va trebui să aibă asigurare medicală. Uh-huh. Asigurarea medicală se face de la spital. Fiecare angajat să aibă asigurare medicală. Pentru că mai bine ISU un control. O să aveți, după ce decideți, aveți un control de la ISU, în care o să trebuie să prezentați certificatul de verificare pe care o să-l facem noi să mai vadă la seara asta și o să vă trimite mutirea nouă pe mail. Ok. O să aveți certificatul de înregistrare și fiecare angajat să aibă asigurarea medicală. Când de asta, să păsați curățenia și echipoarele dinăuntru să fie valabile. Mm-hmm. Pentru ISO. Zic pentru ISU, bănuiesc că ei o să facă control pe partea asta. Da, oricum, ISU o să anunțe pe pagina oficială că o să încerc să fiu și eu prezent la verificarea pe ISU pentru a vedea cum sună domnul director de la ISU. Dar nu pot să promit nimic, pentru că la mine un pic păi, în momentul de față, avem niște afaceri disponibile. Astea fiind salon de tatuaje, avem doar Yellow Jack din Sandy. Ok. Și cred că mergi un magazin de haine la Bowl acolo. Dar, după cum am vorbit și în trecut, domnule Iraneanu,
dumneavoastră știu pentru ce aveți nevoie de afacere. Este greu pentru că m-am dat să luați direct. Exact. Acum, cum spuneți dumneavoastră, eu pot oferi, așa... dar nu aveți, nu prea aveți interacțiune. Adică la bar real, cum vin oamenii și așa mai departe. E și o zonă destul de bună, mă scuzați că mă bag peste dumneavoastră. E și o zonă destul de bună din punctul meu de vedere. Pentru că mă să intri, nu prea am văzut magazine de, nu știu, apă, consumabile pe partea echidelor, cum s-ar spune. Și da, consider că e o destul de bună afacere. Da, și plus că acum după o licitație, dacă știți, în 10 luat de licitație, adică nu vine doar. Să băgați foarte multe rulăte și o să depopuleze foarte mult zona, știi? Mult mai mult decât ea. Nu cred că va fi o problemă de populare. Și bănuiesc că dumneavoastră vreți interacțiune, adică să interacționați cu oamenii și așa mai departe. Păi altfel atragem și pe angajații, pentru că dacă o să-i punem într-o zonă retrasă, unde nu o să aibă prea multă, prea multă interacțiune cu oamenii acestui oraș, cred că o să plictisească și chestii de genul, așa acolo să aibă, consider eu, o acțiune constantă, cred. Asta depinde și de dumneavoastră cât de mult vă implicați și cât de mult aveți grijă de afacerea respectivă, pentru că clar, clar. Vă dați seama că oamenii vin unde este mai bine. Zona Ten de fiind o zonă destul de populată în ultimul timp, cum v-am spus și cum v-a spus de situații de așa, pentru că sunt destul de aglomerat și mai departe. Eu cred că dacă aveți grijă și vă ocupați de afacere, așa că sper să nu pună o problemă, o să fie ok. O să fiți un certificat de înregistrare al afacerii. O copie, mai exact. Da. Da. O copie pe care, dacă o pierd, îmi doar vreau să mă anunțați să vă mănânc iară. Am înțeles. Poliția oricum este deja, o să fie informată de noul legislator la pașii. Iar în cazul în care se urce acolo, vor întreba dacă sunteți dumneavoastră legislatorul sau dacă e altcineva acolo, să spună dacă probleme, dar ce este de menționat este faptul că dacă, pentru că nu toate persoanele de poliție au acces la aceste documente, dacă un de poliție vă solicită acest document, îl prezentați. Am înțeles. Asta ar fi cel de-al treilea control, care este mai rar. Nu este tot cu ce știu eu, că e la o afacere, adică nu au controle lunare. Adică o întrebare a mea, ca să nu mă rețin, îmi pare rău, cred că am stat mai stat de 30 de minute aici puțin. Nu e problemă. Nu este o problemă. Pune tine, le-ați prezentat? Sigur. O le putem prezenta, sigur. Vreau eu? Vreau eu? Haideți o persoană la mine și o persoană la domnul. Când ne vom putea începe, practic, activitățile acolo, dacă... Din momentul în care am înțeles acest tip, am înțeles. Adică, rămâne... Nu niciun caz de acum, pentru că nu mai are sens pentru o oră. Da, sigur. Sigur, nu o să fie, nu o să fie probleme. Am o întrebare, știți unde se situează barul IRG? Da, da, da. Da, da. Dacă nu, trebuie să facem acolo. Putem să facem o vizită dacă au doriți toți 4 sau 3, cum aveți. Bine, atunci. După dumneavoastră, vă rog. Mulțumesc.
sunt bolnav și m-am bolnavit și bolnav. Am observat că barul este foarte aproape de pușcărie. Nu o să avem probleme cu, nu știu, evadați sau pușcăriași? Aici nu se vadă de după pușcărie, domnule, că avem bolții foarte buni. A, am înțeles. Mă bucur să aud asta. Am vizitat-o în trecut, da. Lucrat că pe viitor aveți planuri să faci ceva mai mare. Pentru eventuale renovări, dacă nu? Mai am încă o întrebare. Există un număr minim și maxim de angajați pe care îl putem avea? Ați mers și da, da, da. Colegul meu spunea că eu v-am făcut niște prezențe. Asta înseamnă că dacă spunea asta, nu o să venim să vă controlăm dacă sunt prezențe sau nu. Vă lăsăm ca prima săptămână să vă puteți angaja oameni și să vă puneți la punct. Uh-huh. Să puneți săptămâna viitoare, o să facă prezente și așa mai departe. Nu cred că este un... Adică minim să fiți doi ar fi recomandat. Uh-huh. Dar noi ca directori putem să participăm activ la, nu știu, adică eu mă pot oferi chiar să servesc persoane, chiar dacă sunt director principal. Mi-ar face plăcere să fac chestia asta. Dar v-ați oprit să aveți 1, 2 angajați. Sigur, sigur, sigur. O să dăm pe cât de mult costă. Cu taxa, cu acea taxă. Suntem nevoiți să plătim de acum? Sau eu aș fi disponibil să plătesc? Deci săptămâna viitoare, mi se pare. De când începe activitatea nouă, da. Da, cu taxa o să trebuiască să venim pe următoare. Până asta că nu ar mai are să plătesc pentru două zile. Deci, înțeles. Dar, este serio, rămasă? Tot este perfect. Dacă o să mai avem nelămări, o să vă contactăm și da. O să luăm legătura cu vă. Mulțumim frumos! Mulțumesc. Cu siguranță.